Guvernul va acorda suma de 250 de lei pe lună fiecărui elev din învățământul profesional. În total, un număr de 100.000 de elevi vor primi acești bani. Autoritățile estimează că din ce în ce mai mulți elevi vor alege această formă de învățământ. Guvernul majorează la 250 de lei sprijinul lunar acordat elevilor care frecventează învățământul profesional. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți elevi vor alege această formă de învățământ potrivit estimărilor autorităților. Acești bani sunt oferiți sub formă de bursă profesională potrivit unui proiect de act normativ al guvernului. De fapt, guvernul acordă această bursă încă din anul 2012 în baza unui act normativ adoptat la acea vreme, dar până acum valoarea ei era de 200 de lei. Acum valoarea acestei burse crește la 250 de lei, anunță economica.net. De bursa de 250 de lei vor beneficia aproximativ 100.000 de elevi care se află acum în anul 1, 2 sau 3 din învățământul profesional. Pentru ultimele 3 luni din acest an, efortul bugetar este de circa 17,5 milioane de lei, bani care vin din bugetul Ministerului Educației. Din ce în ce mai mulți copii se vor înscrie în învățământul profesional conform estimărilor autorităților.